Prin accident de muncă se înțelege vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces. Din cele 107 accidente de muncă înregistrate în 2015 în județul Argeș, 4 au fost accidente mortale, iar 103 accidente cu incapacitate temporară de muncă. Sectoarele de activitate în care s-au înregistrat accidente mortale au fost construcții, fabricarea automobilelor și tăbăcirea și finisarea pieilor. Raportat la numărul de lucrători pe sectoare de activitate, cele mai multe accidente cu incapacitate temporară de muncă s-au produs în construcții, silvicultură și comerț. Din punct de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidențiat faptul că persoanele cu vârstă cuprinsă între 40 și 50 de ani dețin ponderea cea mai mare, de 34,6% din numărul total al accidentaților. De asemenea, lucrătorii cu o vechime în ocupație de până la 5 ani, 57 de salariați în anul 2015, sunt cei mai expuși riscului de accidentare, reprezentând 52,3% din totalul accidentaților, în timp ce lucrătorii cu o vechime în ocupație de peste 20 de ani reprezintă 13,1%, iar cei cu o vechime în ocupație între 5 și 10 ani reprezintă 18,8% din totalul accidentaților. Analiza accidentelor din punctul de vedere al vechimii la locul de muncă relevă faptul că 52,3% din totalul accidentaților sunt lucrători cu vechime de până la 5 ani. În anul 2015 au încheiat incapacitatea temporară de muncă 65 de persoane prin reluarea activității de către acestea la societățile unde desfășurau activitatea. Analizând accidentele de muncă după vechimea în muncă a accidentaților, se observă că cele mai multe accidente s-au produs la angajații cu vechime în muncă de sub 10 ani și de peste 20 de ani. De aici rezultă că se accidentează mai ales lucrătorii fără experiență și pregătire profesională sau cei cu vechime, la care intervine rutina, nepurtarea echipamentului individual de protecție, ignorarea semnalizării de securitate și sănătate. Angajatorii au obligația de a comunica de îndată la ITM Argeș orice eveniment care se produce în unitate, iar necomunicarea acestuia se sancționează cu o amendă de la 3.500 la 7.000 de lei.